Tot mai puține femei aleg să-și alăpteze bebelușii. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în ultimii 5 ani, numărul a scăzut cu 8.000. În context, specialiștii amintesc că laptele matern reduce riscurile malnutriției, anemiei și greutății scăzute și întărește sistemul imunitar. Veronica Chilian din Chișinău are 2 copii. Femeia spune că fiecare mamă ar trebui să conștientizeze beneficiile alăptării. Momentul alăptării a venit în 2018, atunci când am născut fetița. La mine a decurs foarte natural, fără dureri. Fetița m-a alăptat un an și 3 luni. La noi diferența dintre copii este foarte mic și a fost necesar ca să întrerup alăptare pentru că a venit a doua sarcină. Mai mult, ea afirmă că prin procesul de alăptare, relația dintre mamă și copil devine mai puternică. Alăptarea nu este doar alimentație. Alăptarea este acea conexiune dintre mamă și făt. Copilul simte o protecție din partea mamei atunci când este luat în braț, atașat la sân. Mamele spun că alăptarea este un proces natural și că micuții ar trebui să fie hrăniți la sân, inclusiv în spațiile publice. Конечно, естественный процесс, и ребенку нужно вскармливать тогда, когда он этого нуждается. У грудного молока есть свои витамины, потому что им его никак не заменить. Multe femei însă abandonează alăptarea încă din primele luni. Dacă au fost dificultăți de la început și aceste dificultăți nu au fost rezolvate pe parcursul alăptării, de obicei alăptarea poate să finisează până la 3 luni sau până la 6 luni. Dacă mama are răbdare, dacă ea are susținere, în acest caz, procesul acest poate să decurge mai departe destul de ușor și cu plăcere. Specialiștii susțin că numărul femeilor care au ales să alăpteze a scăzut în 2020. Una dintre cauze ar putea fi pandemia. Posibil ar fi și perioada de pandemie, deși noi ne-am gândit că în această perioadă este foarte util de a nu întrerupe alimentația la sân, deoarece este important de a proteja copilul.